Chiar dacă nu mai are nicio susținere financiară de câțiva ani, nici măcar din partea clubului pe care le reprezintă, Cristian Bolduț a reușit să obțină medalia de bronz la campionatul european din Polonia. Sportivii de la CS Vidali Zalău continuă să confirme atât la competițiile naționale cât și la cele internaționale, în ciuda faptului că de câțiva ani nu mai beneficiază de niciun fel de finanțare, nici măcar de la clubul pe care îl reprezintă. Cristian Bolduț, instructorul CS Vidali Zalău, a participat la finalul săptămânii trecute la ediția din acest an a campionatului european de karate Kyokushin, desfășurate la Varșovia, în Polonia, eveniment la care au evoluat sportivi din 27 de țări. Bolduț a concurat în proba de kata, la fel ca la ediția de anul trecut, când a devenit vicecampion european. Medalia de argint obținută în 2014 a fost prima cucerită de un sportiv român în proba de kata la categoria seniori în cadrul unui campionat european. Sportivul zălăuan a reușit să urce în acest an din nou pe podium, câștigând medalia de bronz în proba de kata. Rezultatul obținut de Cristian Bolduț la europenele din acest an confirmă încă o dată valoarea sportivului de la CS Vidali Zalău, mai ales că în ultimii ani atât el cât și ceilalți sportivi nu au beneficiat de niciun fel de susținere financiară, nici măcar de la clubul pe care reprezintă. Păi, rezultatul de la European a fost sau este un rezultat foarte bun, ținând cont de faptul că reprezintă o clasare pe podium. O medalie de bronz la un campionat european în Kyokushin e un succes evident, mai ales că singurul sportiv român medaliat la proba aceasta de kata la europene sunt eu. Anul trecut am reușit câștigarea unei medalii de argint, iar anul acesta a medaliei de bronz. Noi, ca sportivi proveniți din România, să zic așa, nu avem o tradiție a podiumului la proba asta. Tocmai de aia spun că și că este o medalie importantă și un rezultat bun. Cum spuneam, obținerea acestei medalii e o bucurie, reprezintă o mare satisfacție atât pentru mine cât și pentru Federația Română de Karate Kyokushin. Am plecat la acest campionat european cu gândul de a obține o medalie. Pot să spun că am fost extrem de aproape de medalia de aur. Din păcate n-a fost să fie anul ăsta, dar așa cum ziceam și anterior, până la urmă orice medalie la un campionat european reprezintă o performanță notabilă. Pentru practicanții de karate Kyokushin, această competiție a fost cea mai importantă din acest an, astfel că nivelul a fost unul foarte ridicat, participând cei mai valoroși sportivi de pe bătrânul continent.